Okay. Okay. Can't wait. Okay. Okay. Can't wait. Okay. Din Germania.
Anul ăsta le faceți voi o vizită lor, dar nu îi invitați pe ei aici. Și această modalitate ar fi... Nu pentru relații, decât pentru... Nu-i vorba pentru relații, pentru cunoștințe efective. Vedeți mai multe ferme, totul foarte bine organizat, nu lucrați doar într-o singură fermă, ci mai multe ferme în aceeași unitate de timp, în aceeași perioadă. Luați contact cu mai multe sisteme de lucru, mai multe mentalități, mai multe culturi. Îi vedeți și pe aia de jos cum au ajuns sus. Și aia de sus cum s-au menținut și poate că din producție au trecut în procesare. Și eu zic că asta este o modalitate la fel de sănătoasă, de adevărată. Și comprimați cumva timpul, comprimați cumva experiență la un loc. Spuneam în prima seară de asemenea că e foarte important să vă șlefuiți ca performeri, ținând cont de cantitate și de calitate. Ok. Eu vreau să mă împlinesc în viața asta cum? Profesional. Să fac bani prin cantitate o să fac diferența prin calitate? Cazul concret, ca să mă înțelegi, să văd pe chipul de calitate. Prin calitate. Ideal așa ar fi, însă trebuie să pornești undeva și normal punctul de pornire este cantitatea. Câștigi experiență, înțelegi foarte bine, pentru că cel mai important lucru atunci când ești performer, când ești profesionist, este să deprinzi piața. Măi, că ce fac tot efortul meu este ancorat pieței. Ce face piața astăzi? Cum se manifestă ea? De ce depinde ea? Să-i înțeleg puțin mecanismele, pârghiile. Să văd de ce prețul la grâu a scăzut. Câți dintre voi știți că este unul dintre puținii ani în care prețul de pârghiile la grâu a scăzut? Trebuie să știți lucrurile astea, obligatoriu. Chit că vreți să faceți zootehnie, chit că lucrați în multe funciare. Să înțelegeți macroeconomic sistemul. Nu știu că a scăzut, dar nu știu de ce. Păi trebuie să vă depinde, să învățați de ce. Să știți cumva acolo internațional ce se întâmplă, unde s-au introdus, unde a intervenit un element, care este problema de a scăzut.